Să nu fiu cuvinte în fiecare
fiecare zi și nu permit să mi se calce drepturile în picioare. Avem drepturi! Avem drepturi! Haideți, strigați și voi cu mine! Avem drepturi! Avem drepturi! Atinte! Că Moș Nicolae e aici și te aude! Moș Nicolae e aici? N-am știut! De ce strigați prostii? Noi copii doream să fim cu mis tot anul! Ați auzit? Păi mă spunea și eu despre drepturi, fată! Dar până trebuie să treci la următorul concurent? Ai dreptate! Continuăm cu ultimul nostru concurent! Bună, Claudia! Claudia este o feministă convinsă! Da, chiar sunt o feministă! Eu nu prea știu ce înseamnă să fii feministă! Adică să ții cu fetele! Oameni buni, dacă știi ce înseamnă să fii o feministă, spune-ți-a acum! În momentul ăsta, acum! Înseamnă să ții cu fetele! Ah, atunci și eu sunt feministă! Claudia, dacă ești feministă! Spune-ne și nouă, de ce Moș Crăciun, Moș Nicolae și iepurașul de Paște nu pot fi fete? Nu prea e corect, nu? Este imposibil! Este imposibil! Moș Nicolae și Moș Crăciun nu pot fi niciodată fete! Ai nebunit? De ce? Simplu! Ai mai văzut una fată care să se îmbrace cu aceleași haine în fiecare zi? Nu! Aceștia sunt concurenții noștri! Să înceapă concursul! Păi, a plecat Moș Nicolae să ne umple ghetele, să ne umple ghetele cu dulciul, veni! Hei, da unde mă duceți? Începe concursul! Alo! Băi, tu nu înțelegi că a plecat Moș Nicolae să ne umple ghetele cu dulciul? Pe bune? Iuhu! Oameni buni, avem probleme tehnice și trebuie să oprim emisiunea, cred. Pa, pa! Oricum, hai, aplauze, chiar merităm!